Și teatrul dramatic Elvira Godeanu va marca sfârșitul stagiunii estivale cu un spectacol extraordinar ce reunește două mari nume ale teatrului românesc, respectiv Ion Caramitru și Horațiu Mălăele. Spectacolul se va desfășura în data de 25 septembrie în parcul Coloana Infinitului. Spectacolul Caramitru Mălăele, câte în lună și în stele, se va desfășura vineri 25 septembrie. Main eventul, ca să spun așa, al acestei luni, și anume închiderea de stagiune, este pentru noi unul dintre cele mai importante evenimente, poate la fel de important cum a fost și cel de deschidere a stagiunii estivale cu concertul lui Nicu Alifantis, și aici mă refer la spectacolul Caramitru Mălăele, cât în lună și în stele, spectacol care se va desfășura pe data de 25 septembrie de la ora 19 în Parcul Colanei fără de sfârșit. Totodată va fi organizată și o expoziție aniversară. Și mai important decât acest spectacol va fi evenimentul care va precede acest show, dacă îi putem spune așa, și anume o expoziție aniversară 50 de ani de la prima expoziție grafică a maestrului Horațiu Mălăele, care se va desfășura în același loc în care a și debutat ca și artist plastic, și anume aici, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Rămâne să stabilim detaliile, să vedem cum este mai bine, dacă măsurile și normele ne vor da voie, poate că expoziția va avea loc în interiorul acestei clădiri, dacă nu, cu siguranță vom găsi o soluție prin care să expunem lucrările în afara teatrului, de-a lungul și de-a latul clădirii noastre. Biletele pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a Teatrului sau de pe site-ul www.tomtix.ro. Prețul unui bilet este de 30 de lei.